Bună ziua! Bună ziua! Și bine ați venit la emisiunea de azi, unde e Cristina, da, și... Andrei. Andrei, o să pregătească o negresă cu zmeură? Da. Da. Este o prăjitură ușor de realizat, plăcută la gust, dulce acrișoară, o să vedeți, nouă ne place. Ne-am gândit să vă prezentăm și dumneavoastră. Haideți să vedem ingredientele și cum se prepară el. Avem nevoie de 5 ouă, 300 de grame de zmeură congelată sau proaspătă. Eu folosesc foarte des zmeură congelată, să știți. E foarte practică și merge foarte bine în acest tip de prăjitură. 500 de grame de zahăr dos, 250 de grame de unt tăiat cu bulețe, după cum vedeți, unt de 82% grăsime, da, nesărat, o ciocolată, adică 100 de grame de ciocolată neagră, de o concentrație mai mică, mai mare, cum doriți. O concentrație mai mare de masă de cacao este mai bună, un pliculeț de praf de copt, respectiv 10 grame, 40 de grame de cacao pe care trebuie să aveți grijă să o cerneți întotdeauna, să nu uitați, să n-aibă cocoloașe, și 230 de grame de făină, la fel, ori o cerneți, ori o dați puțin cu telul acela, ați văzut cum dau eu, ca să se disperseze cocoloașele de eventuale din făină. Este făină simplă, tip 650, nu avem nevoie de o făină superioară. Va ieși prăjitura foarte bună și așa. Și primul lucru pe care o să-l facem este să topim ciocolata și untul pe baie de apă. S-a topit și ciocolata și untul. Acum că sunt topite, le lăsăm să se răcească puțin și trecem la pasul următor. Acum mixăm ulei cu zahărul, adăugând zahărul treptat. Mixăm până se topește zahărul. Dăm și mai tare puțin, Andrei. Așa. Unează. S-a mixat oul, mai bine zis ouăle, cu zahărul. Nu trebuie să se topească complet, dar să fie mixate bine. Uitați. Și acum incorporăm, mai bine zis, adăugăm treptat ciocolata topită și untul, mixând în continuare. Aveți grijă să nu fie foarte fierbinte, da, ciocolata cu unt. Am lăsat să se răcească puțin. Timpul, de fapt, cât a durat mixarea ouălor cu zahăr. După ce am amestecat și ciocolata cu untul în ouă, dăm puțin deoparte, da? Luăm o lingură de făină, o punem peste, după cum vedeți, peste zmeură și amestecăm puțin. De ce facem lucrul ăsta? Ca zmeura să nu se lase la fund, la fundul tău din compoziție. Iar acum amestecăm cacao. Pune ușor de jos, Andrei, ca să nu facem mizerie. Pune și praful de copt. Și acum amestecăm făina cu praful de copt și cacao. După cum vedeți, folosesc iarăși telul care, repet, dispersează eventualele cocoloașe din compoziția aceasta. O incorporăm acum treptat aici, adăugând câte o lingură, da, Andrei? Aceasta este compoziția rezultată pentru negresă, după ce am adăugat și făina, cacao și praful de copt și incorporăm acum ușor zmeură. Fiind congelată, o să vedeți că această compoziție se va strânge puțin, da? Pentru că se răcește. Să nu vă speriați, dacă este zmeură proaspătă, nu se va întâmpla lucrul ăsta. Puteți să adăugați, dacă doriți, opțional și puțină esență de vanilie, da? Extract de vanilie, esență. Eu nu am folosit, îmi place să simt aroma de zmeură. Am aici pregătită o tavă cu dimensiunile de 33 de cm lungime și 22 lățime. Am uns-o cu unt sau cu ulei, puteți să ungeți, și am tapetat-o la bază cu hârtie de copt. Și turnăm în tăviță compoziția noastră pentru negres. Băgăm compoziția pentru negresă în cuptorul preîncălzit la 170 de grade, timp de aproximativ 60 chiar 80 de minute, depinde de cuptorul dumneavoastră. Dacă este încălzire pe ventilație, convecție, mai scădeți temperatura cu 20 de grade. Este gata negresa, a stat în cuptor, să știți, 80 de minute, după ce am scos-o, am lăsat-o să se răcească și apoi o tăiem, da? Nu o tăiem caldă, este gustoasă și caldă, seamănă la gust cu un brownie, dar mie îmi place mai mult rece.
Și acum încercăm să o tăiem. Să știți că așa se comportă negresa adevărată, așa se spune, vedeți? Așa se crapă la suprafață. Să nu vă speriați, așa trebuie să arate. Dacă doriți, după ce o faceți prima oară și vi se pare că este prea dulce, puteți să mai reduceți cantitatea de zahăr. Eu am pus atâta zahăr tocmai pentru că există zmeura din ea care este acrișoară, are tenta acrișoară. Îngustăm. E o negresă care ai senzația că este însiropată și are în ea o cremă de zmeură. Cam asta e senzația când mănânci. Mie îmi place foarte mult. Se pare că și lui Andrei îi place. Sper să o pregătiți și dumneavoastră și să vă placă. Să-mi scrieți, să-mi spuneți, da? Aștept comentariile dumneavoastră și, bineînțeles, sugestiile dumneavoastră. Dacă doriți o anumită rețetă sau dacă vă place sau nu vă place ceva, vă rog să-mi spuneți. Comentariile dumneavoastră sunt bine primite de mine, fie că sunt pozitive sau negative. Acestea fiind spuse, spor la gătit și poftă bună la final!